De puțin timp, în sensul giratoriu existent între localitățile Daia și Remuș, s-a executat lucrări de amenajare rutieră care constau într-o corectă marcare a marginilor de carosabil într-o zonă neiluminată. Poliția rutieră, împreună cu administratorul drumului rapid DN5 București-Giurgiu, a decis măsurile respective după ce în zonă s-au produs mai multe accidente, unele soldate chiar cu decese. La câțiva ani buni de la realizarea sa, sensul giratoriu nu-i util, în opinia unora, decât cel mult pentru o manevră de întoarcere, obligând la reducerea vitezei într-o zonă fără intersecție de drumuri. În calitate de conducător auto, mulți dintre giurgiuveni spun că sensul acesta giratoriu de la Daia ar fi fost mai bine dacă n-ar fi existat, pentru că de ceva timp, mai precis din octombrie, câteva accidente grave de circulație, soldate cu decese, au avut loc în această zonă. De lăudat însă este inițiativa celor care se ocupă de drum, pentru că de ceva timp marginea drumului a fost corect semnalizată pentru circulația de pe timp de noapte. Pentru evitarea altor tragedii rutiere, marginea drumului a fost marcată cu balize suplimentare și elemente reflectorizante în scopul unei mai bune orientări pe timp de noapte sau vizibilitate redusă. Și pentru că vizibilitatea redusă creează probleme în timpul condusului, mai ales pe timp de noapte, și în intersecția drumului național 5 cu șoseaua Olteniței, s-ar impune lucrări asemănătoare. În condiții de ceață sau vizibilitate proastă, și în giratoriul de la intersecția cu șoseaua Olteniței se pot întâmpla evenimente, pentru că intersecția de aici poate constitui o capcană pentru șoferii care nu au mai parcurs acest drum. În continuare, probabil, autoritățile de la rutieră și cu administratorul drumului vor lua probabil măsura de a ilumina mai bine zona și de a marca-o cu indicatoare pentru o mai bună orientare pe timpul nopții. Pentru siguranța rutieră, sperăm că în urma gravelor evenimente petrecute în ultimul timp, se vor lua măsurile necesare de cei îndrituiți, atât pe DN5 cât și în județ, acolo unde drumurile impun amenajări necesare.